Senatorii din Comisia pentru Muncă au aprobat ieri amendarea proiectului legislativ de adoptare a Ordonanței de Urgență 27 din 2015, în sensul că personalul nedidactic din învățământul de stat va beneficia de o majorare salarială cu 12% începând cu 1 octombrie 2015. De această majorare va beneficia personalul nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inspectoratele școlare, unitățile conexe ale învățământului preuniversitar, instituțiile de învățământ superior de stat și din bibliotecile centrale universitare. Este vorba de majorarea salarială de nedidactic de la inspectorate, pentru că atunci când s-a făcut mărirea salarială cu 12% pentru nedidactic din școli și celelalte, inspectoratele nu au intrat. Deci acum și pentru nedidactic s-a majorat salariul cu 12%. Amendamentul a fost motivat de faptul că personalul nedidactic, prin activitatea depusă, contribuie la asigurarea desfășurării în bune condiții a procesului de învățământ, fiind o componentă importantă a sistemului, o interfață între dascăli și Ministerul de Resort. Senatorii consideră că prin această reglementare se elimină discriminările existente între categoriile de personal din Sistemul Național de Învățământ.